Nu vreau să stau. Păi mă rog frumos, că aici nu este voie. Este voie. Este voie. Ba da. Dacă vă spun că nu e voie. Pe ce vă bazați? Unde scrie? Publice, nu aveți voie să staționați. Ba da. Ba da. Stau cât vreau în fața instituției publice, dacă e primărimea. Constituția spune, am dreptul la libertate. Și? Aveți parc? Am și parc când vreau, mă duc în parc. Când vreau, vin la primărie. Mulțumesc, mergeți dumneavoastră în parc dacă vreți, eu nu vreau. Eu stau cum vreau, asta îmi pare cel mai civilizat, stau aici. Vi se pare civilizat că omul ăsta stă cu spatele la mine? Deci nu observați pe omul ăsta, sunteți... Sunteți apărător al legii, al drepturilor omului, sunteți reprezentantul satului, nu-l vedeți pe ăsta că stă cu spatele la mine. Dar pe ăsta nu-l observați, da? Ăsta stă cu spatele la mine, e civilizat așa. Ce pui mâna, omule, pe camera mea? Ai voie să pui mâna? Păi ce te bagi în cadru? Da, da. De când te bagi în cadru, de când te bagi în fața mea, de atunci. Nu-i nevoie, mersi, aveți grijă de omul ăsta. S-a făcut rău ceva? Da, mi s-a făcut rău. Eu nu-s afară să vezi. S-a făcut rău de la atâta nedreptate. Eu vreau să am grijă de treabă. Nu mai chemați salvare, lăsați. Mă descurc singur. Nu vreau. Să nu are unde să acolo. Dar nu vreau. Nu vreți să ce? Nimic nu vreau. Nu vreți nimic? Nimic. Treaba mea. Vedeți pe cineva îngăbnați așa că sunt? Nu, eu sunt singurul care stau așa, da. De ce? Pentru că vreau, pentru că pot. Să puteți să stați, da? Da. E un drept constituțional. Să stați în fața instituției. Exact. Să nu faceți nimic. Da. Pentru dreptul ăsta au luptat strămoșii noștri. Dreptul de a nu face nimic. Și a sta în fața instituției. Vă v-am rugat frumos, da? Da, bravo. Ei m-au rugat frumos, ca mafia. Dacă nu asculti ce te roagă mafia frumos, se bagă curul în față, după care te gâtuie, te împușcă și te aruncă la gunoi. Gabriela Firea, ai văzut ce fel de polițai ai? Îți seamănă leit. Daia. Daia? Ajutați pe cineva? Nu, e treaba mea ce fac. Nu e bine. Nu e bine că e treaba mea, dar cum ar trebui să vă raportez dumneavoastră ce fac aici, da? Pe ce vrei să aflați dumneavoastră? Vreau să văd ce se întâmplă la primărie. Că nu e bine să... E bine că nu se întâmplă nimic, mi se rupe pula și mie de primărie, dar nu e bine. Mie nu mi se rupe nimic, eu vreau să știu ce se întâmplă aici, că se cheltuie miliarde din bani publici aici. Aș vrea să fiu sigur că cheltuie legal, mai și corect. Să mergeți dumneavoastră ca să aflați ca lumea. Dar ăsta, sus la Gomarza Copilul, la Dacia. Dar ce e acolo? Tot de Primăria Mare, unde aparține. Ei, nu, eu vreau să văd aici, afară. Cine, unde, cum, de unde este bea cafeaua. De acasă, de la mama. De la mama, de la mama, așa, dacă ne luăm la mișto, pot să iau și eu la mișto, să iau și la jurături, la orice. Eu nu iau în serios întrebările dumneatale, nu știu cine ești, nu știu ce interes ai. Eu te-am băgat în seama așa, ca să nu stau degeaba. Am înțeles. Bun. Eu o să-i ignor. Nu e frumos să mai ignori. Frumos, nefrumos, o să-i ignor. Ce ai reușit, bade? Ai fost să-ți mănânci covrigul la primărie, da? Ei, mi-a zis că am făcut o nouă cerere care arată că au plasat. Când au făcut? Dumneata, ai făcut acum cerere nouă? Da. Păi de ce? Dacă ai de 3 luni o cerere înregistrată? De 4 luni. De 4, cerere. Da. Îți mai multe cereri. Păi și de ce ai mai făcut una? Așa mi-a zis și mâine la ora 9 să fiu aici, că mă bag o comisie și vi-a plăbă. Protestul. Oh, bun. Dar de mâine protestez la firma băiatului matale, da? Deci, sperăm. Mâine mă bagă în comisie. Păi n-au de ce să-ți respingă, să-ți refuze, că e un drept fundamental. Da, ce început de luni ăsta. Ei, da. Am solicitat. Am înțeles. Până când vine să acte. Am înțeles, de luni ai la altă, da? Da. Bun. E bun, măcar așa. Așa am solicitat. Și mai vorbim, dacă eu
nu se vede tot sufletul. Bun, bade, sper să funcționeze treaba. Dar nu mai sunt supărat. Nu mai sunt supărat, eu știu ce mafie e aici. Mă așteptam la așa ceva. Sănătate bună. Numai bine. Și să știi că dacă nu erai, știi cum e. Gata, da, am înțeles la ce misiune ești. Bine le faci. Deci am înregistrat cu chestia asta. Am înregistrat cu chestia asta. Ba da, te-am înregistrat. Și o să te arăt la emisiunea mea, pe Curaj TV. O zi bună, bade. El iar traversează pe de-a dreptul. Na, omul nu mai are nimic de pierdut. A pierdut casa, a pierdut familia. A pierdut speranța. Am o domină să coborâți. Poftiți? Să coborâți, vă rog frumos, după surpișor. De ce? Pentru că nu-i frumos. Eu sunt artist, știu nu mai bine ce e frumos. Nu e omenesc, nu e... o evocație bună, solidă. Eu sunt artist, știu mai bine ce e frumos. Stea un om pe stâlpișor, e chiar foarte frumos. Da? Da, arată verticalitate. Asta este provocare, domnule. A, exact, exact. Da, da. Mă provoci ca să-ți zic trei vorbe urâte. Aha, da? Și te arăt la televizor. Arăt la televizor, că ești băiat deștept. Să vadă lumea ce fel de poliție avem. Da? Da. Și să vadă lumea ce cetățeni avem. Cetățeni? Da, cetățeni ca dumneata. Ingenioși. Nu au altceva de făcut decât să provoace. Păi... educație nu are, dacă nu ai educație, omul avea un serviciu, avea... Nu toată lumea are onoarea să tragă gardul din fața mașinii angajaților primăriei. Asta e în fișa dumitale de post, să tragi gardurile ca un lacheu. Ba, mă interesează, dumneata ești plătit pentru altceva, te numești polițist, angajat mai e. Dar îmbli ca un lacheu și tragi gardurile din fața mașinilor. De ce mai porți uniformă? Și încă mă trimiți în Moldova, ce alte idei năstrușnici mai ai? Toți polițiștii sunt așa xenofobi, cum vedeți unul cu alt accent, hop, hai să-l trimitem acasă. Dar ce ai, Bucureștiul pentru bucureșteni numai? Nu-i capitala României, nu-i capitala tuturor românilor. Așa, ce fac oamenii educați? Trag gardul din fața mașinilor, angajaților primăriei, da? Cât de educat trebuie să fii pentru asta? Cred că ai și studii superioare. Sau ajunge cu un liceu. Stau cum vor. De exemplu, pe stâlpișor. Poate să stea în picioare, poate să stea și pe jos. În drept fundamental, constituțional. E apărat de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, articolul 5. Dreptul la libertate.